Nodul Half-Blood este unul dintre cele mai simple noduri pe care le putem folosi în pescuitul la crab. Cu ajutorul lui, putem lega un plumb sau un vârtej sau un segment de leadcor sau un fir de forfac rigid. Poate fi utilizat cu monofilament obișnuit de nylon, cu fluorocarbon sau cu fir textil. Nu e un nod specific pescuitului la crab. Se folosește în multe alte stiluri de pescuit și e apreciat datorită simplității și rezistenței. Nodul e extrem de ușor de legat. Firul e trecut prin vârtej sau prin bucla de leadcor, capătul liber e înfășurat în jurul firului de mai multe ori, după care e întors prin fața vârtejului sau segmentului de leadcor. Dacă e strâns corect, spirele de fir se așează una lângă alta. Dacă se așează una peste alta, înseamnă că nodul nu e bine făcut. Odată strâns, nodul are o caracteristică pe care am descoperit-o din întâmplare și pe care o consider foarte utilă. Se poate desface cu unghia. Dacă bag unghia în spatele nodului și trag, nodul se desface ușor. Lucrul ăsta mă ajută când am terminat drill-ul. Las peștele în mincioc, desfac nodul dintre leadcor și linia principală sau înaintaș, pun lanseta pe suport ca să nu stea pe jos, după care mă pot ocupa de pește fără să mai am grijă la lansete. Pentru cei interesați să desfacă nodul, trebuie precizat că nodul se desface cu unghia doar dacă spirele sunt așezate corect una lângă alta. Dacă spirele nu sunt așezate bine, nodul nu se desface. Cei care vor să-l desfacă trebuie să fie atenți la felul în care se strânge. Faptul că nodul se desface dintr-o mișcare dă impresia că există riscul să se desfacă și în drill. Dacă e legat corect, nu are cum. Doar pescarul îl poate desface și doar dacă trage din spatele lui, în direcția opusă celei din care trage pește. Metoda desfacerii cu unghia funcționează la fire de monofilament, nu și la fir textil.
e ideală pentru firele de 0,40 sau 0,45 cu care pescuesc. La fire groase de înaintaș mono, nodul se desface ceva mai greu. Modul cel mai sigur de a lega nodul half-blood variază în funcție de tipul și grosimea firului. La fire de forfac rigide, nodul rezistă cu 2-3 spire. La un înaintaș monogros, 4-5 spire sunt suficiente. Toate astea sunt recomandări generale, nu sunt reguli absolute. Nodurile trebuie verificate și testate. Dacă nodul are prea puține spire, dacă nu a fost bine umezit în momentul strângerii sau dacă are capătul liber tăiat prea scurt, poate să cedeze. Orice nod trebuie verificat înainte de folosire.